găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic în această seară. Avem trei evenimente, trei subiecte fierbinți. L-am invitat pe colegul meu, Cornel Șomâcu, directorul ziarului Vertical și realizatorul emisiunii Școala Gorjană. Bine ai venit, Cornel! Bine v-am găsit din această postură. Da. Și cele trei subiecte foarte importante, dragi telespectatori, sunt retrogradarea pandurilor, alegerile locale care sunt pe aproape Practic suntem în și ultima săptămână, deși n-au fost decât două săptămâna de de... Sunt campanie. ei, de Da. fapt, că noi nu suntem în Da. campanie și Suntem trebuie să ca și avem... cetățeni ai urbei, nu neapărat ca televiziune Da, nu implicată în este o alegeri. emisiune Da. electorală, nu suntem implicați în alegeri, adică nu am declarat spațiu electoral pentru aceste alegeri. Și ultimul subiect, dar nu cel din urmă, e foarte important, legea salarizării unitare. Sau scandalul care urmează această lege și în care avem meeting-uri de protest, declarații comunicate de ai zice că legea asta aduce doar un cataclism în sensul negativ, nu are și partea pozitivă. Dar o să vorbim la momentul respectiv, la momentul când ajungem la acest subiect. Exact. Să începem cu retrogradarea pandurilor, pentru că a fost așa o bombă cu neutroni, cum se spune, care zdruncină un pic și sfera politică, motiv pentru care am vrut să includem subiectul în aceeași emisiune. Și mai ales că tocmai se înalță falnic un stadion de ultimă clasă la noi în Târgu Jiu, Da, cu un... care autoritățile publice locale se mândresc și ar trebui să ne mândrim și noi, mai ales că o să aibă parcări. Ceea Da. ce ne lipsește Nu, foarte vreo tare. 300 de locuri pe zona centrală, Nu nu strică. știu, da, nu strică, dar nu știu cât de mult schimbă situația locurilor de parcare la nivel de oraș. Dacă ai ști tu de câte ori am vrut să merg la primărie și n-am mai mers pentru că am dat ocol și am văzut că nu găsesc loc de parcare. Mi s-a întâmplat și mie din nefericire, dar spuneam, acele 300 de locuri sunt încă puține, e nevoie de alte și de alte parcări. Tot promit candidații în această campanie că vor fi, să sperăm că se va întâmpla, indiferent cine va fi primar, se va întâmpla acest lucru în următorii ani. Vorbind Să începem cu despre pandurii. retrogradarea pandurilor, aș putea spune că lucrul a fost anticipat încă din iarnă, când echipa practic a abandonat o serie de jucători, practic un lot întreg a plecat. S-a început sezonul de primăvară, ultimele etape din sezonul regulat și play-out-ul cu o echipă tânără în formare și un antrenor, Flaviu Stoican, care până la urmă a avut, am putea spune privind acum retrospectiv situația, a avut și rezultate la Târgu Jiu. Însă era de anticipat pentru că echipa a fost foarte slabă, bani n-au fost la echipă și au mai apărut și alte lucruri. A revenit Marin Condescu și cu puțin noroc și aș fi putea spune și mai mult de atât, în sensul că sunt niște rezultate suspecte în ultimile etape. Deci cu puțin noroc, Marin Condescu reușea să salveze această echipă încă din play-out și n-ar mai fost nevoie de, să spunem așa, să trecem prin Liga a doua, dacă vom trece. Pentru că sunt de anticipat foarte multe probleme, chiar dacă Marin Condescu dădea seară târziu o declarație prin care spunea că vom merge în Liga a doua și vom încerca să promovăm la sfârșitul sezonului viitor, eu mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru. La acest moment sunt șanse mari, din nefericire, ca echipa să dispară sau să-și reia activitatea undeva în Liga a cincea, datorită faptului că există la acest moment procesul de insolvență și în acest proces de insolvență, în acest contract propriu-zis, în buget, era cuprinsă și suma care ar fi venit de la Liga Profesionistă pentru drepturile de televizare. Fiind echipă retrogradată, se pierde peste 1 milion de euro, care struncină sigur bugetul, acum fiind de anticipat că banii aceștia vor trebui făcuți din altă parte. E, cum n-au fost în această primăvară, de fapt în această iarnă primăvară, n-au fost bani pentru echipă, nu știu de unde ar putea fi scoși acești bani ca să acoperim gaura din drepturile de televizare. Prima problemă, dar în același timp să ne plătim și datoriile la zi pe insolvență. Deci,
e destul de greu să se poată face acest lucru, dar dacă se va face, echipa va reuși măcar cu acest lot, eventual cu ceva îmbunătățiri, să meargă în Liga a doua, având în vedere problemele din Liga a doua, unde nici acolo nu e prea bine pentru și pe celelalte echipe, sunt șanse să ne reîntoarcem, dar greu de crezut. Singurul avantaj mare care ar fi, fiind stadionul făcut la Târgu Jiu, ar trebui să fie gata în august, ar însemna că la meciuri vor veni și spectatori de la Târgu Jiu. Complexul acela poate aduce niște bani din închirierea spațiilor, din, ca să nu mai vorbim de, chiar vorbeam de locurile de parcare. Toate acestea adun niște bani care ar putea să susțină echipa, mai ales că s-a schimbat legea, iar administrațiile locale au voie acum să dea un procent din buget la sport. Deci legal, nu mai intră DNA-ul, se făceau aceste lucruri și după aia ne trezeam în situația, îmi cer scuze că am uitat telefonul deschis. Ei, invitații mai sunt scuzați. Da. N-am prea pățit-o ca realizator, de-aia dacă invita mi se întâmplă. Problema care se pune la acest, deci la acest moment ar fi că ar veni niște bani care, să zicem, ar susține echipa și inclusiv de la administrația locală ar veni bani. Bugetul primăriei Târgu Jiu e unul foarte mare, un 5% înseamnă efectiv că poți să susții echipa de fotbal fără probleme, bine, cu celelalte resurse care vin, acționarii care sunt, să poată aduce echipei. Problema noastră este să rămânem în ligă sau să rămânem măcar în Liga a doua, să nu mergem cu insolvența, adică insolvența să devină fatală, să intrăm în faliment, sau a doua, să se găsească o altă soluție, în momentul de față e loc pe piață, și anume, se vorbea la Târgu Jiu săptămânile trecute că am putea avea o altă echipă. Adică să fie adusă o echipă care a promovat și care n-are resurse în momentul de față să rămână, să fie adusă la Târgu Jiu, să fie preluată efectiv, să preie locul în locul acesteia. Ori echipa respectivă rămâne acolo și merge mai departe în acea serie a doua, în Liga a doua, sau să vină cu totul aici, să, în primul an să folosim Liga a doua. Nu, să folosim locul de Liga I al echipei respective, nou promovate. Noi am mai folosit subterfugii de acest gen. Însă când mergeam pe jos la Severin, da, nu? Acum e mai greu. Da. Acum e mai greu, să nu uităm că am luat lotul de la Internațional Pitești. Am făcut. De altfel așa am intrat în Liga I. Da. Avem o soluție. Deci, în momentul de față, sunt două echipe disponibile din ce am văzut. SFC Sfântul Gheorghe, care nu are resurse, din ce am înțeles, să joace acolo, deci în Liga I, și nu sunt, trebuie să fie niște sponsori în spate. Și mai nou este Juventus București, echipă nou promovată în fanfar din Liga a doua, dar care la București s-a întâmplat ceva. Deși are o bază destul de modernă la acest moment în București, echipa este privată și s-a trezit în situația în care Tribunalul București i-a dat câștii de cauză, practic s-a retrocedat, o suprafață foarte largă jurul bazei sportive, primăria a achitat cumva pentru toate terenurile acelea, ca să nu le retrocedeze, în schimb stadionul va retroceda. Și echipa respectivă, practic, e aruncată. E promovată, dar n-are bază sportivă. Mă gândesc că, știm că aici la Târgu Jiu au jucat și Sportul Studențesc la un moment dat și altele, poate se poate gândi cineva și la o asemenea soluție, dar, repet, e nevoie de bani. Aud foarte mult și prin presă pe mulți care spun că nu sunt bani la Târgu Jiu, că patronii noștri zvai de mama lor. Și patronii care, din Gorj, da, sau cei care... Cei cu posibilități. Eu mă refer aici la patroni mari din Gorj, care ar putea să investească în fotbal. Care ar putea să investească în fotbal. Eu nu i-aș văita așa, dacă... Deci aș lua doar... Dacă renunță... reduc bugetul și e o glumă acum, dar are mult adevăr în ea. Dacă reduc bugetul de amante și de mașini de ultimă generație, cu siguranță poți să țin o echipă de Liga I la Târgu Jiu. Păi și... de acord cu tine, dar poate că cei care au pasiunea amantelor nu au pasiunea fotbalului și atunci e mai greu să-i convingi să renunțe la amante pentru fotbal. Da, e posibil și asta, dar eu cred că problema lor nu este aceea de nu investesc în fotbal, dintr-un, în primul rând, nu vor să devină foarte vizibili,
pentru că devin vizibil și pentru FIS și pentru alte lucruri. Și în general de asta se cam feresc patronii de la noi, de la Târgu Jiu. Deci avem și oameni cu mulți bani care au și fac producție, unii dintre ei, care ar putea să... Sunt patroni din Târgu Jiu care dau pe o operă de artă ceva la 100.000 de euro, așa că nu un tablou, sau poate chiar și mai mult, așa că cu siguranță, dacă ar veni cu a 10-a parte din suma acestui tablou pe an la echipa de fotbal și ar fi câțiva, lucrurile ar fi... s-ar termina altfel. Pentru telespectatori ar trebui să spunem, pentru că nu toată lumea e familiarizată cu problema asta a insolvenței, ei pandurii sunt în insolvență, se spune, și așa este termenul într-adevăr, îți riscă falimentul dacă nu respectă planul de reorganizare stabilit de și către aprobat masa în această primăvară, de către creditori. Creditorii au posibilitatea atunci când se constată insolvența, adică atunci când o societate, și iată și pandurii, și un ONG și orice, nu mai se află în situația de încetare de plăți, atunci poate să ceară un plan, reorganizarea, să intre sub protecția legii falimentului, dar falimentul este ultima fază, în sensul că se intră mai întâi, se face o propunere de plan de reorganizare, se aprobă de către de către creditori și dacă cel care s-a aflat în reorganizare sau se află în reorganizare reușește să se țină de planul de reorganizare în sensul că să-și achite datoriile curente, dar și cotă parte din datoria cea mare în fiecare lună sau în fiecare an, depinde cum s-a făcut planul de reorganizare și dacă a fost aprobat, dacă se țin de asta și reușesc să plătească, dar pentru asta trebuie neapărat să aibă contracte, da? Atunci scapă de insolvență și reintră în activitate normală. Da. Dacă nu se reușesc să respecte planul de reorganizare, intră în faliment. Exact asta spuneai tu acum și trebuie să înțeleagă și respectatorii care are vreo 2 milioane de euro lipsă la acest moment datorită acestei retrogradări. Așa că, deci înseamnă 1 milion și ceva din drepturile de televizare, plus altele care decurgeau tot din acest... Adică astea sunt contracte care au dispărut din contractele pe care le aveau în vedere când au făcut planul de reorganizare. Da, sunt în planul de reorganizare, dar nu se, în momentul de față nu mai sunt... Nu mai există contractele. Da, da. Dacă le pot înlocui ca valoare, nu e nicio problemă. Da, dar asta trebuie rapid. Dar trebuie să o facă. Și fără un investitor mare, e destul de greu. Acum până în august e mult și până când acele spații vor deveni atractive. Ele devin funcționale undeva pe toamna aceasta, să zicem, să aducă și bani. Tocmai, și mai e și o problemă, că nu te mai duci așa cu mare avânt ca agent economic în zona unui stadion la o echipă care joacă în Liga a doua sau care nu o să joace pentru că riscă falimentul. Adică e cam greu să convingi pe cineva. Când era în Liga 1, de acord, se știa, sunt meciurile, vin cei din afară, există trafic, există cumpărători, există Da, iar varianta pentru stadion, în sensul că stadionul va fi al echipei și în condițiile în care, să zicem, mai putea să organizezi nu știu ce spectacole sau ceva de genul, dar acestea nu adun nu știu câți bani la Târgu Jiu. A, da, și înțelege acest lucru dacă s-ar întâmpla în București sau într-un oraș foarte mare. La noi e mai greu să faci bani din asta, mai ales că suntem în situația în care ne-am obișnuit cu spectacolele gratuite, spectacolele publice în care nu se plătește. Să nu uităm că de câteva ori pe an la Târgu Jiu vin de la Tudor Gheorghe sau în orice caz nume mari din showbiz care vin cu câte un spectacol și spectatorii sunt foarte puțini. Avem o explicație că n-avem o sală, că asta este, încă așteptăm să avem o sală de spectacole, am rămas fără singura. Se fac acele improvizații prin niște restaurante de prin Târgu Jiu, dar nu țin loc aceste lucruri de o sală de spectacole adevărat. Cât de prost dă să vezi nu știu care festival de folclor, că îl difuzezi în timp ce la Craiova, la București sau oriunde în țară aceste festivaluri se fac în casă de cultură, în săli speciale, la noi sunt, deci nu înseamnă că nu sunt condiții asigurate, dar se vede că nu e același lucru. Noi suntem altfel din acest punct de vedere. Așa că dacă le-am face pe stadion, poate avem o șansă în plus din acest punct de vedere. Dar acestea nu sunt
niște venituri stabile care să asigure, deci să înlocuiască spectacolul fotbalistic. Deci cu siguranță plecarea echipei în divizia, în Liga a doua, presupunând că se trece pe dată, nu va aduce foarte mulți bani, pentru că o echipă de Liga a doua joacă cu echipe de Liga a doua care n-atrag spectatorii acolo. Iar hai să zicem că mai faci niște amicale, dar oricum nu se pune problema să faci ceva de acest lucru. Pe când dacă rămâneam în Liga a întâi, în momentul când îți veneau măcar cei mari din campionat, Steaua, Dinamo și celălalt, cu siguranță aveai tribunele pline și automat avantaje, puteai să ții cât de cât echipa. Foarte corect. Dar... Să nu uităm exemplu fostei universități, echipa lui Mititelu la Craiova, care când juca pe central și avea stadionul plin, Mititelu a ținut echipa un an, jumate, doi, numai din, practic, din acele vânzări de bilete, ceea ce înseamnă că mergea. Bine, era universitatea, era altceva. E adevărat, o istorie în ceea ce privește fotbalul românesc. Dar în același timp trebuie să ne amintim că Pandurii a fost foarte mult timp în B, cum era pe vremea aia. Da, bine, în ultimii 12 ani a fost în A surprinzător, adică ne-am trezit așa dintr-o dată în prima ligă sau în A, cum se numea atunci. Și totuși s-a făcut fotbal 10 de ani în divizia B. Pandurii... Dar acum ne-am învățat cu A și e greu să ne... Pandurii a jucat să în... coborâm, adică da, suntem a jucat pe panta în Liga descendentă a doua, a treia, cam așa era la vremea aceea, dar erau alte vremuri, să nu uităm că înainte de Revoluție nu mai discutăm, dar și după primii ani de după 1989, nu erau atât de mari cerințele materiale. Stadionul exista, era un fotbal amator, cel puțin aici la noi, să nu, ani de zile și după 1989, fotbaliștii de la Târgu Jiu erau plătiți cum? Erau angajați la unitățile miniere și își primeau salariile acolo, dar ei de fapt activau ca fotbaliști. Nu se mai poate legal să faci o asemenea dar chestie. Dar nici era normal. Era legal? Era nu, așa, o înțelegere. Bine, nu era nici interzis la vremea aceea. Deci toate făceau multe așa. Deci foarte multe echipe muncitorești la vremea aceea făceau același lucru și erau echipe de prim plan în campionat chiar. Deci nu mă refer la Liga a doua, se făceau și în divizia A. Se păi da, dar eu am văzut o carte de muncă în care scria că o domnișoară lucra în minerit pe un post de muncitor. Așa scria în cartea de muncă. Cred că am și acum copia. Și ea lucra, de fapt, la imaginea lui Pandurii. Da. Îi făcea imaginea lui Pandurii, adică totuși nu era deloc legal, părerea mea, pentru că era foarte clar că ceva scria în cartea de muncă, pentru ceva era plătită, pentru ce scria în cartea de muncă și altă activitate presta. Era o închidere de ochi, părerea mea, nu era ceva legal. Dacă ar fi scris acolo, în cartea de muncă, angajăm pe domnișoara X să lucreze la CNLO sau cum se numea atunci, dar să facă imagine lui Pandurii pentru că noi avem buget pentru Pandurii, atunci era legal, zic. Acum să nu uităm că sunt pe la... S-a întâmplat aceste lucruri, s-au mai făcut până și în ultimii ani, dar eu cred că există un dosar pe rol al liderului PSD, Liviu Dragnea, la Teleorman, prin care două angajate... erau plătite, deci activau la sediul PSD, dar erau plătite la Direcția de Protecție a Copilului. Cam aceeași situație pe cam undeva. La fel. Da. Da, aici tot e un pic mai, e ceva mai legal, pentru că totuși compania Lignitului avea în buget bani pentru fotbal și atunci... Da, cam nebuloasă chestia cu sponsorizarea sportului la vremea aceea și acum. Să nu uităm că sunt mai multe ce nu se spune în general. Sunt în momentul de față dosare pe rol în continuare pe cheltuielile care le-a făcut CO cu fotbalul în anii dinainte. Deci încă CO încearcă să recupereze anumite sume de la Pandurii. E adevărat că, din ce am înțeles eu, insolvența și pentru asta a fost declarată. E vorba de câteva milioane de euro care, dacă clubul ar fi fost obligat să-i dea înapoi, ar fi fost practic blocat deja de acum. Așa, cu insolvența există o șansă. Deci cei care se amăgesc că, să spunem așa, mineritul va reveni, CEO va reveni cu finanțare la Pandurii, eu zic că nu mai este o problemă de actualitate, indiferent cât de bine ar merge complexul, pentru că legile sunt așa cum sunt, interpretabile,
Și niciunul dintre manageri, că este actualul, că va fi altul, că e mare instabilitate la nivelul complexului energetic Oltenia, la nivelul conducerii, nu se va risca să facă aceste, să mai facă aceste, să iau o asemenea decizie. Și dintr-un alt punct de vedere, orice decizie poate să se lase apoi cu dosar penal. Și atunci mai bine nu iei decizii de genul ăsta, mergi în virtutea inerției, nu te mai riști pentru a te trezi cu un dosar de acest gen sau de altul. Mă gândesc aici acei directori din minerit care au folosit, apropo, echipa de fotbal și aici la Motru, pentru hrana fotbaliștilor, cantinele pe care le avea complexul au dat hrană și fotbaliștilor, fără bani, bineînțeles, deci din bugetul. Iar acum această cheltuială a fost imputată unei serii de directori, e o primă sentință, nu știu dacă este definitivă, vreo 60 de miliarde de lei vechi, se încearcă recuperarea lor asemenea lucru. Nu știu dacă cât de cât este în regulă și mă gândesc doar la faptul că la vremea aceea trebuia să se iau o asemenea decizie că să ajuți fotbal. S-au făcut diverse artificii, deci de asta zic, dar ele nu se vor mai face, nimeni nu se va risca. Păi întrebarea e, trebuie ajutat sau nu trebuie ajutat fotbalul? Ce atunci era permis, să zicem, nu neapărat legal, dar permis, acum este ilegal. Și trebuie să recupereze banii de la nu știu cine. Bine, bun. Acum nu știu că legi... Eu puneam atunci o întrebare, scuză-mă, la conducere, la o conferință de presă, am întrebat atunci când se punea problema că se dau minerii afară, că se dau angajații afară, că nu merge compania, i-am întrebat, vi se pare normal să cheltuiți conducerea? Ce o era acolo la conferința de presă? Să cheltuiți foarte mulți bani pe fotbal în condițiile în care dați pe cei care produc afară? Și au spus, este un buget aprobat de adunarea generală. Noi nu facem altceva decât să facem ce spune AGA. Păi AGA să plătească acum, dacă s-a schimbat legea, da, și doar mai e și altceva. Da. Dar mai e și altceva. Păi legile sunt retroactive? Adică acum e o lege sau ceva care permite, da? Există o curte de conturi. CEO nu este o societate privată, e de stat. Corect. Adică atâția ani n-au văzut, nu știau când toată o parte a presiei urla, printre care și eu, de ce se dau bani din fotbal de la stat? Pentru că echipa nu era privată, să spunem așa. Păi să fie privată, frate. Păi ca să fie simplu. Privată, ar trebui să avem acei investitori pe care noi avem. Dar câte echipe din România sunt finanțate din fonduri de la bugetul de stat? Nu aș putea să spun acum câte, dar mai sunt. Dar putem să ne uităm după care sunt anchetate de DNA. E simplu. Da, deci de la Târgu Mureș pornind și până mai puțin Botoșaniu sau unde am avut noi și ultimul meci acum, dar acolo e cineva privat. Nu cred că mai sunt 50%, dar oricum primăriile, comunitățile locale au finanțat fotbalul într-un fel sau altul. O clipă. Primăria strânge bani de la oameni și de la societăți. Ăia nu sunt ca la CEO bani din cărbunele scos din subsolul țării. Ăia sunt bani publici, ăștia sunt bani tot publici, dar puși la dispoziție de către cetățeni. E de discutat puțin. Când se face bugetul la primărie, eu ca cetățean pot să zic, stop, eu nu sunt de acord să dăm bani la fotbal. Dar pot să zic și eu vreau, din banii care i-am depus, să se dea și la fotbal. E de discutat, apropo de obligațiile complexului energetic Oltenia față de zona respectivă, e de discutat dacă ar trebui sau nu să finanțeze fotbalul, pentru că intră la niște obligații pe care le ai ca agent economic în această zonă, unul mare și unul care nu prea ți îndeplinești sarcinile față de comunitățile respective. Și mă refer aici, știm foarte bine, la strămutări, la utilitățile pe care trebuiau să le asigure pentru strămutați. Și nu le-au asigurat și multe altele. Și poate, finanțând cumva sportul în general, nu mă refer aici doar la fotbal, pentru că până la urmă complexul a fost factotum și pentru handbal și pentru basket și multe altele, poate s-au plătit cumva, să zicem și așa, anumite chestii la vremea respectivă. Păi frate, decât să plătesc fotbaliști din alte țări, mai bine amărâția de strămutați le dau condițiile care le-am promis când le-am luat pământul, nu? E adevărat și acest lucru, dar... Adică plătesc la altul deranjul... Trebuie să discutăm însă un lucru. Să nu uităm că echipele sportive care au fost aici la Târgu Jiu
au fost, acum putem vorbi la trecut total, pentru că și fotbalul s-a dus. Nu s-a dus. Au făcut, de tot. S-a dus numai în Liga 1. Au făcut foarte multe servicii de imagine Gorjul. S-a auzit de Gorj, s-a auzit de Târgu Jiu, chiar și pe alte meleaguri, să nu uităm că s-a jucat în cupele europene. Și acest lucru cred că ar trebui să continue. Decât, nu știu, zeci, sute de festivaluri mai mult sau mai puțin reușite sau mai mult sau mai puțin corect jurizate. Da, proiect, și asta e adevărat. Proiecte care unele și-a atins scopul sau nu, cred că am putea face mult pentru imaginea Gorjului și cu aceste echipe, dacă ele ar putea să funcționeze la un anumit nivel. Da, pentru că, de exemplu, apropo de proiecte, multe sunt de conștientizare. Hai să ne întâlnim să conștientizăm că nu e bine că să fie bine, să nu fie rău. Foarte multe finanțări s-au dat pe tema asta. Dar apropo de chestia asta trebuie să trecem la subiectul următor. Trecând bine simțite la subiectul alegerilor, care una din, am văzut, s-a ambalat lumea, cel puțin aseară, astăzi și pe Facebook și peste tot, pe chestia asta că, vezi, Doamne, administrația locală n-a făcut pentru fotbal, în sensul că e vinovată total de faptul că s-au dus în divizia a doua. Administrația locală? Da. Așa este acuzația, se folosește politic. E corectă pe undeva acuzația, dacă ne gândim la faptul că în ultimii ani administrația locală, care este, atenție, este unul dintre acționarii clubului, și-a băgat coada și-a înlocuit o conducere, adevărat, cu suspiciunea de corupție anchetată de DNA, să nu uităm că este un dosar în pronunțare la Slatina, împotriva lui Marin Condescu și Viorel Temelescu, doi dintre cei care au fost la Panduri în conducere, dar s-au adus alți oameni la fotbal, deci practic echipa a fost preluată de alte persoane care până la urmă s-au dovedit că au dus-o într-o fundătură. Banii au fost la Pandurii în ultimii ani, de fapt... Păi au fost că le dădea CEO. Și când nu le-a mai dat CEO, deci atât timp cât a fost Marin Condescu, banii au existat. De unde? Din cupele europene, în general. Să nu uităm că la momentul ăla, deci când a fost înlăturat Marin Condescu, echipa a fost sezonul care a jucat în Liga Europa, Europa League. Și s-au venit câteva milioane de euro de acolo pentru participare. Tine, dar erau banii de acolo pentru că erau bani de cumpărat fotbaliști, că doar noi am crescut aici. Majoritatea erau din alte părți. Nu, s-au vândut jucători de la Panduri cumpărați anterior. S-au și cumpărat. Nu, ce vreau să spun și nu la păr, deci spuneam, există suspiciuni de corupție în cazul lui Marin Condescu, vom vedea ce decide instanța. Dar nu era normal să-l dea la o parte dacă existau suspiciuni de corupție? Păi bun, dar din noua conducere care a fost improvizații, gen Prunariu, gen, că îmi scap acum, cei care au venit și au răspuns de club în ultimii ani, au dus clubul într-o fundătură, total într-o fundătură. Echipa n-are bani, n-are rezultate, a pierdut un lot și ceva, n-a mai vândut jucători de valoare, s-au pierdut jucători care puteau fi vânduți, sau efectiv s-au dat... Narcis Răducan e vorba, ultimul conducător. Dar hai să ne amintim că Marin Condescu și Temelescu au ajuns să aibă suspiciuni de corupție și să fie cercetați și așa mai departe în urma luptelor dintre administrația CEO și sindicate. Trebuia decapitate sindicatele și i-au găsit vinovați la sport. Corect. Ce trebuia să facă administrația locală în situația asta? Dacă el avea un dosar cu suspiciune de corupție. Păi nu, aici nu. Noi am vorbit doar de administrația locală, dar aici intră și Consiliul Județean în aceeași oală și sunt mai multe. Deci până la urmă... Eu zic că lupta din ce o adus aici. Da, politicul... Iar ei aveau obligația prin lege să nu-l mai lase acolo. Cei care spun că e vinovată administrația se referă la faptul că anumiți oameni politici din trecut, de fapt, că nu mai sunt la butoane niciun din ei, ar fi fost, s-au amestecat atunci, s-au luat decizii proaste care au dus echipa unde au dus. Corect pe undeva, deși, hai să vă spunem și pe cealaltă parte, ce s-a întâmplat în toată această perioadă? Și spuneam tu mai devreme, a dispărut finanțarea CEO, care era
cea mai consistentă dintre chestii. Și nu a mai avut jucători care să joace destul de bine? Și nu. Și, problema și e că conducerea echipei a fost slabă. Da. Ca să nu zicem altfel. Eu aș vrea să văd cum se întâmplă, dacă sunt cifrele adevărate, de ce o echipă lăsată pe plus, cu mult plus, a ajuns într-un an și ceva într-o gaură foarte mare. Și l-a dus pe Narcis Răducan, care nu numai că avea el un contract foarte mare, dar care a dus și a vândut jucători pe bani puțini, dar cu procente foarte bune pentru el. Sunt multe lucruri care se cer explicate aici, dar care din întâmplare văd că nu stârnesc interesul autorităților, nici curții de conturi, nici DNA-ului sau altceva. Dacă la CEO DNA-ul instrumentează, sunt în instrumentare în momentul de față câteva dosare mari pe diverse licitații, dacă la, să zicem așa, autoritățile devin sensibile pe anumite dosare sau pe anumite spețe, chestia la Pandurii, în afară de partea cu Condescu, nu s-a prea anchetat nimic. Și eu cred că cei care au venit după Condescu au de dat niște explicații, care pot fi de două feluri. Ori moștenia dezastroasă, dar în condițiile acestea, trebuie mers din nou pe Condescu. Eu zic ori, că trebuie mers în paralel. Da, ori varianta administrație foarte proastă a lor și trebuie anchetații. Deci cumva nu există cale de mijloc. Asta ar fi o primă parte, să încercăm să recuperăm din banii care s-au cheltuit aiurea pe la club, încercând să ajuți clubul. Pe de altă parte însă, trebuie făcut ceva ca să salvăm fotbalul, deci spuneam trebuie găsit acele 2 milioane de euro ca să le avem pentru insolvență să salvăm echipa. Dacă nu, ajungând la faliment, care poate fi declarat chiar în această toamnă, după luna august, echipa va fi retrogradată într-o altă serie și la cum e situația, practic fiind în faliment, va începe din Liga a 5-a, deci din campionatul județean. Eu sunt de acord că sportul e un lucru bun și că având un vârf cei mici au acolo un țel, un exemplu și fac mișcare, fac sport, e un lucru bun. Face imagine județului, de acord, dar modul de finanțare și modul de cheltuire a banilor e foarte important, este determinant. Adică, bă, să avem echipă, bă, dar cine plătește? Din păcate, eu spuneam. Cine gestionează banii? Cum? Oamenii noștri de afaceri nu s-au implicat, singurile firme care au avut cât de cât, să zicem, o contribuție rămâne și pe domeniul cultural, o sări să-i spun... Nu, e vorba de sponsor, se poate spune. Da, e vorba de Viorel David, directorul Artego, care bagă și în cultură, Nu, e vorba de sponsorizări, da, și deci nu facem reclamă deci pentru produsele firmei. E singurul de acolo, așa, alții nu s-au găsit. Acum au venit două firme care au făcut contracte de câte 50.000 de lei ca să devină acționari. Din ce am înțeles eu însă există o altă, așa a apărut în presă, că de fapt ideea a fost că au venit cu aceste sume, deci s-a strâns 1 miliard de lei vechi, practic nu e o sumă foarte mare la fotbal, ca să aibă cumva întâietate pe spațiile de la stadion în momentul când se vor împărți spațiile comerciale. Păi să le ceară la toți, frate! Da, ar fi... Să-i facă pe toți acționari. Nu știu cât e de adevărat, dar nu cunosc numele firmelor respective. Să trecem dar la alegeri, că am consumat mai mult. Culmea că alegerile vor fi influențate cumva de situația de la Pandurii, pentru că... Situația este exploatată puternic de partidele din opoziție. Da. Curios însă este că acești candidați... din opoziție, socotiți mai mult sau mai puțin cu șanse, n-au în programele lor, să știi, știm că vin la emisiune, chiar am verificat astăzi, și o să le spun și numele, nu e... Păi să le spunem la toți, să nu creadă că ținem cu cineva. Da. Deci o să spun acum că avem... Și să criticăm și pe alți ca să fie toată lumea mulțumită. O să vorbesc acum mai întâi de... deci acuzația este că candidatul PSD Aurel Popescu ar fi vinovat împreună cu administrația de retrogradare a echipei. Bun, eu am zis, până a discutat de chestia asta și am vorbit că n-ar fi chiar așa, m-am uitat pe programul electoral, sau cel puțin cele publice, scoase public până acum, la
cel puțin 2-3 candidați mai importanți. Că vreau să vă zic, sunt 7 candidați la primăria Târgu Jiu, dar unii nu-i cunoașteți nici dumneavoastră, cum nu-i cunoaștem nici noi, decât după N-am nume. N-am fost curioși. Da. M-am uitat pe programul lui Marcel Romanescu, candidatul PNL, pe Radu Miruță, candidatul USR. Am acum un lapsus la candidatul ALDE, am uitat și la dânsul a candidat și la trecută. Nu se vorbește de susținerea sportului decât așa în general, vom susține sportul și atât. E deci, de practic, bine sau de rău nu să sunt, sportul? Nu sunt soluții, deci n-au luat în calcul varianta implicării la echipa de fotbal. Bine, probabil nu s-a luat în calcul nici că echipa va retrograda. Dar, și a zis să facem pe plac celora care sunt microbiști. Adică programul nostru. Au vrut să nu se lege la cap fără să-i doară. Deci cam asta, adică cam asta era ce n-ar face la fel? Situația. Fiind în opoziție. Eu aș lua în discuție, deci practic de la, și spuneam mai devreme, nu știu dacă, cu toate că primăria se poate implica și cu siguranță se va implica în perioada viitoare să sprijine cumva și sportul, nu cred că soluția vine dinspre administrația locală și n-ar trebui să vină. N-ar fi trebuit nici să se implice la vremea respectivă pe parte de administrație, în sensul de a schimba președinți, de a schimba nu știu ce. Dar pe de altă parte, nu vor ajunge. Deci părerea mea că ar trebui să fie un subiect subsidiar și nu să fie subiectul determinant în alegerea unui candidat. Adică eu, ca și locuitor al Târgu Jiului, m-aș uita, sau eu așa mă uit, ca să spunem așa, la program ce vor să facă și să o iau și, și logic. Adică eu am toată stima pentru mulți dintre reprezentanții, de candidații din, să zicem așa zis, opoziția, având în vedere că deocamdată Partidul Social Democrat deține funcția de primar. Dar la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Pentru că avem două localități. Avem și Drăguțești, da. Dar eu mă uit, organizează alegeri, ca să le amintim telespectatorilor, pentru că au fost au rămas vacante cele două. Mă uit foarte simplu la componența Consiliului Municipal. Vine un candidat altul decât cel social-democrat. Majoritatea este în partea cealaltă. Deci PSD plus ALDE are 20, de acord. Dar va fi o administrație... Uite la Motru, de exemplu. Va fi o administrație greu. Păi uitați-vă și Motru, cât de greu își desfășoară activitatea primarul cu o majoritate de altă culoare. De acord, dar nu poți să-i spui, bă, nu mai candidat, că sunt consilierie toți de partea la altă. Cu siguranță. Nu, eu vreau să spun altă chestie. Că va fi greu. Trebuie să ne uităm asta, programele... Că ei nu doresc să câștige. Da, corect. Programele ce ordinăm trebuie văzute și prin prisma asta, bă, stai puțin. O să le poată pune, că cu siguranță el altul să le bace bețe în roate dacă se va întâmpla. Pe de altă parte, deci asta ar fi prima mea și asta e logica după care mă uit eu. După aceea mă uit și la adică să ne gândim noi cei care votăm, dacă e cazul să votăm pe ăla care n-are șanse. Da, deci adică să avem un scandal permanent fără să și s-ar putea fără rezultate palpabile. Păi da, s-ar putea să se întâmple o altă minune. În momentul în care noi acum trebuie să apărăm toate părțile, că nu e nimeni de față. Da, și nu avem partipriuri, deci asta e tot. Nu avem partipriuri și nu facem campanie cu siguranță, electorală. Da. Pe partea cealaltă poate să vină să spună alegătorul sau candidatul să zică așa, bă, nu contează, frate, ăia sunt destul, nu știu ce, las că le ajunge, vrem pe ăsta, uite-te ce tânăr frumos și deștept este, ce dacă sunt aia majoritari, că o să-i convingă pe domnii consilieri să treacă măcar cu votul la el. Nu pot, partidul respectiv le retrage sprijinul și zboară din consiliu, deci asta se rezolvă foarte rapid. Nu se pune problema să zici că un consilier poate trăda. Adică trădează la o hotărâre, două, dar după aia zboară. Deci nu e o chestie. M-aș mai gândi la altceva. Așa. Și logica românului. Așa. Adică mai mă uit și cine conduce la guvern. Pentru că foarte multe din ce face administrația locală e cu bani de la guvern. Da, dar există foarte mulți, câțiva primari, destui primari din opoziție care rezistă. Sunt primari care au reușit... Rezistă, cu toate că guvernul e de altă natură. Sunt primari, dar nu în general pe localitățile mai mici. Nu, de regulă, nu pe municipii. Pe municipii bătaia politică e foarte dură. Da, uite, la Motru s-a întâmplat.
Da, bine, municipiul Motru eu este totuși un... Eu să n-ai cumva vreo părere. Nu, n-am o problemă și eu nu trebuie să iau apărarea niciunuia dintre ăsta. Ne știm de prea mulți ani ca da. Să credem așa ceva unul despre altul. Vreau să spun... Noi vrem doar să asigurăm, dragi telespectatori, echidistanța. Și tocmai spuneam unele probleme. Pentru că ne-am băgat într-un subiect, noi nefiind implicați în campania electorală, asta nu este emisiune electorală, nu facem nici mercenariat să dăm în ăla sau în ăla, așa că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, fără să facem avantaje de imagine și niciunuia. Și eu m-aș mai uita la o chestie foarte importantă. Bun, am un candidat de la partidul X sau Y. M-aș uita și ce a făcut el. Că trebuie să aibă o carieră, adică cariera de politician sunt oameni cu carieră politician și în Gorj, dar mă lasă rece. Adică să vedem ce au făcut ei înainte de a fi politicien sau oricum, în ultimii ani, palpabil. Eu vreau să vă spun cu toată stima pentru candidatul USR, domnul Radu Miruță, că dânsul are, într-adevăr, nu știu, notaria sau ce are dânsul, în fine, lucrează în domeniul juridic ca și tatăl. Tatăl a fost judecător. Da. Și dacă nu mă înșel, și președinte de tribunal. De tribunal. Toată stima pentru dânsul, dar cariera, ca în general, cu virgulele de rigoare, candidații USR care ni s-au pus prin țară, nu prea inspirat. Adică, da, văd Marcel Romanescu, carieră de universitar, fost subprefect, fost parlamentar, fost, deci are, să zicem, ce ăsta. Văd un Aurel Popescu, inginer și care are o carieră și administrativă, a fost a lucrat în privat, a fost chiar patron de, nu știu, restaurant sau ceva de genul ăsta. A fost viceprimar o perioadă? Da. Cei doi, da, între ei se va da lupta, părerea mea, pentru că au în spate și o carieră proprie și partide mari care să-i susțină. Din ceilalți candidați, vă spuneam, nume-au, e o doamnă de la PMP, îmi cer scuze că nu i-a reținut numele, care și dânsa poate are și o carieră, dar sunt mai puțin cunoscuți ca să se dea lupta cu dânsii. Deci părerea mea că cei doi candidați mari de la principalele partide din România vor da bătălia finală. Unde se va tranșa această bătălie? Bineînțeles, lângă la cabina de vot duminică. Dar vă spuneam, eu în general mă uit la chestii de genul ăsta în momentul când votez, pentru că dacă problema, deci Târgu Jiu are multe alte probleme. Problema locurilor de muncă, problema investițiilor de la Târgu Jiu și multe altele. Mai puțin este și problema fotbalului, dar e undeva mai colateral. Însă, acum trebuie să ne mai gândim și la un lucru, și anume, văd foarte mult în ăsta, știți că trebuie să schimbăm odată că nu s-au făcut locuri de muncă. Nu s-au făcut atât de multe locuri de muncă cum s-au desfințat la Târgu Jiu, dar asta s-a întâmplat în toată țara. Și tot timpul. De la 89 încoace. Avem însă o problemă. Și știți foarte bine, uitați-vă chiar pe lista JOFM, aici la Gorj, dar se poate vedea pe televiziuni, pe crawl-uri, anunțurile de locuri de muncă. Sunt locuri de muncă la Târgu Jiu la care nimeni nu se duce. Nu prea mai există. Nu prea mai există o forță de muncă la Târgu Jiu. Unii au plecat afară, alții probabil nu le place să muncească, este cu totul, sau nu vor să fie angajați, este cu totul, nu cred că e o problemă care stă în picioare cu adevărat. Ce s-a întâmplat și ce se va face pentru ăla, aș vrea să văd un proiect integrat și eu zic că cumva s-a început, adică dacă o să avem stadion, deocamdată nu avem echipă, dar poate se rezolvă. Vom avea sală de sport, vom avea în final, că știți că așteptăm de mult timp, calea eroilor într-o altă formulă. Se face o sală de sport la Colegiul Economic Virgil Magiaru. Se face și bazin olimpic acolo. Se face și bazin olimpic. Sunt lucruri care s-au înjurat. Eu, adică care proșuri ale mele și poate m-aș gândi foarte atent, e de ce administrația locală din ultimii ani n-a reușit să preia Casa de Cultură, de exemplu, a municipiului, să avem o sală funcțională, o sală de spectacole. Locală sau județeană?
locală sau județeană. Poate fi în, pentru că acum sunt alegeri locale, să nu uităm, acord. Iar aceste informații se exploatează pentru deci, a ridica sau a coborâ. Am adus în ăsta, ci cei care fac comentarii. Nu, dar putea să cei care se uitau, poate ar fi zis că dacă eu am citat acele investiții care sunt în derulare, să zică cumva sunt pro, nu știu ce. De asta am adus că și avem partea și cealaltă, contra. Da, avem și contra. În ce sens? Ele, lucrurile acestea se puteau face mai bine sau mai rău, dar trebuie să ne gândim și la strict, că sunt trăim în România și să vedem. Adică am văzut unul dintre candidați care îmi spune, da, eu vreau să fac Alba Iulia la Târgu Jiu. Am fost în Alba Iulia, într-adevăr, dar nu știu dacă poți aduce acționarii care și-au făcut fabrici micuțe pe lângă Alba Iulia, pe acolo, îi poți aduce la Târgu Jiu. Dar poți aduce alții. Păi pentru nu, că eu acum vreau să ridicăm un pic mingea la fileu și celorlalți candidați, în afară de cei doi pe care i-ai spus, PSD și PNL, ca să nu creadă că avem ceva cu ei, ca să nu creadă că... Sunt mai puțin cunoscuți. Sau să fim incorecți, da? Și să spunem că nu se știe unde e o minte luminată dintre toți și o să aibă o idee fai de mine extraordinară pe care nu vrea să o spună acum în programul electoral pentru de teamă să nu-i fure altcineva ideea. Dar omul... încearcă să fie atât de drăguț și atât de convingător prin ceea ce spune deocamdată, indiferent ce spune. Deci arma secretă rămâne după. Arma secretă rămâne după. Pentru că poate să vină să spună adică rămâne secretă în continuare ca să fiu rău. La televiziunile care au intrat în campanie electorală și când află că a zis ăla că face știu eu ce la Târgu Jiu, zic, noi ne-am gândit de mult și scot proiectul de sub îl fac peste noapte și uite-l, bă, noi l-aveam făcut, ăla doar a zis, noi am tăcut că știu, aveam de gând. De asta zic, adică bine ar fi, adică părerea mea, propun eu, să le dăm o șansă tuturor. Da, bineînțeles. Să nu le antepronunțăm. Șansa o au că sunt, dintre ei sunt pe buletinele de vot. Acum, deci, cine votează cu ei? Oameni din Drăguțești, votați cu inima deschisă pe oricare dintre ei. Asta e mesajul nostru, așa cum simțiți dumneavoastră. În niciun caz nu vă indicăm sau nu vă sugerăm pe cine să votați. De altfel, noi trebuie să ne gândim. Oricare dintre noi când mergem la vot, poate de multe ori se votează emoțional, poate faza cu pandurii pe asta se bazează, da? Ce zice, băi, o să voteze târgujenii emoțional, e ultima săptămână, e cel mai nou subiect, mulți sunt microbiști, da? Mai vedem și stadionul ce frumos e acolo și zice, mamă, ce, în ce oraș începem să trăim. Și pe urmă, hop, nu mai avem pandurii în A. Și se poate vota emoțional, se pot pierde alegerile într-o chestie ca asta. Sau nu? Sau nu. Sau nu. Sau nu. Da, pentru că să nu uităm, partidul PSD este extrem de mare. Și dacă mi-am amintesc eu acum, când era lupta aia între PD, dacă nu mă înșel, când era Ionel Manțoc șef la PD și spunea că el știe tot și face tot și PD-ul era la... pe val, pe super val și aveau președinte pe măria sa. Cum îl cheamă? Da, Băsescu. Așa? Spunea pe sediștii, nu puteți voi să furăm cât putem noi să votăm. Așa era atunci lozinca. Ei ziceau că fură PD-ul la vot, că plătește oameni, că la, că nu știu ce, că nu știu ce, dar nu puteți voi fura cât putem noi vota. Adică suntem foarte mulți. Acum, ei sunt de asemenea foarte mulți și trebuie să spunem un lucru, cât de bun ai fi, să nu uităm un lucru. Da, există un mai avem un minut, spune regia. Și n-am ajuns la subiectul. Și n-am ajuns, aoleu, și... Deci, ce vreau să spun? Să nu uităm că Florin Cârciumaru, la care spuneai tu, trebuie să te uiți și în spate ce a făcut și era considerat un inginer extraordinar, un om care a făcut și adres și corect și frumos și curat și dimineața la 5 la servicii la ala, n-a câștigat alegerile decât cât a candidat din partea PSD-ului. Cu 4 ani înainte... Nu, da. Cu siguranță. Câștigat cu toate că el era același. Organizația om. Este foarte importantă aici, dar aici de asta și spuneam că favoriți sunt Aurel Popescu și Marcel Romanescu, tocmai pentru faptul pentru că sunt cele două partide foarte bine organizate. Dar eu le urez succes la toți candidații, să dea Dumnezeu ca târgujenii și oamenii din Drăguțești să voteze din tot sufletul pe aia care i-au convins. Da? Un minut pentru ultimul subiect, din păcate, legea salarizării unitare. Cu siguranță vom mai vorbi de ea. Întrebăm pe domnul Gigi Vasile, care este în regie. Domnul Gigi, ne dai și nouă 5 minute din emisiunea Matale?
Să nu ne înjurați, dragi spectatori iubitori de folclor, dar și legea salarizării unitare este un subiect foarte important. 5 minute! Da, este importantă. Am făcut ședință în direct. Da, este importantă și datorită faptului că s-a mai încercat, nu s-a, pentru prima dată când suntem foarte aproape să o aplicăm, dar și prin desfășurarea de forțe. De ce? Iată, am avut în stradă în ultima săptămână foarte mulți oameni, o să avem în continuare oamenii în stradă, nemulțumiți de cum arată această lege și culmea naiba este că dacă îi privești și asculți fiecare ce are de spus, îți dai seama că au cumva dreptate, adică ministrul Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, ar fi principalul vinovat. Dacă asculți argumentele ministrului Muncii, îți dai seama că și el are dreptate. În condițiile acestea zice, bă, mai bine nu o facem decât să stârnim atâtea apatii. De fapt, situația este altfel și anume, există o nemulțumire clară în învățământ. Sănătatea deocamdată n-a ieșit cu nemulțumiri pentru că și beneficiază de un raport mai favorabil. Învățământul care a rămas în continuare la coada grilei, chiar dacă li s-au promis multe lucruri. Și de aici începem cu favorizații sorții. Și anume, administrația locală în general, Ministerul de Interne, chiar și apărarea, au avut, să spunem așa, au dreptate când spun, domne, noi avem niște salarii foarte mici, avem nevoie de măriri și se anunță chiar măriri de 300%. Dar ce nu spun ei este că, deși se pornea de la un salariu reper de prin 2009, aveau foarte multe sporuri. Și acum cu noile măriri, indiferent că ajungi poate chiar la 300%, deci mărirea, o să ia mai puțin în mână bani decât luau acum cu sporurile. Ori aici e problema, nemulțumirea lor acolo este în special, pentru că limitându-se acele sporuri, deci creșterea lor practic nu există. Sau oricum față, deci îi luau banii ăștia și până acum, dar nu îi luau ca salariu, îi luau ca sporuri. Acum ia ca salariu, aici e toată chestia, deci nu văd creșterea. Adică ați vrut salarii mai mari, luați de aici, dar nu mai luați sporuri. Da, nu vor creșterea, deci legea salarizării unitare blochează acele sporuri la 30% maximum. Ori sunt sectoare care au visat, adică da, ne dați mărirea aceasta, dar plecăm și cu sporurile așa cum sunt. Da, plecăm și cu sporurile respective și automat s-ar fi dus la niște salarii foarte mari. Mai e o problemă și eu cred că am înțeles bine problema că unii lideri de sindicat n-au înțeles sau nu vor să înțeleagă și anume, această lege a salarizării se aplică pe următorii 4 ani. Măririle acelea anunțate, că vom ajunge în învățământ la 4.000 și ceva, că vom ajunge, nu știu, în administrație la 6.000 și ceva, se fac în următorii 4 ani. Deci noi nu așteptăm mărirea începând cu 1 iulie sau 1 ianuarie 2018, cum se întâmplă într-adevăr în sănătate. Aici cred că există o altă situație sau o altă mare nemulțumire. Ce se va întâmpla? Eu zic că până la urmă cred că partidul de guvernământ va lua o decizie, deși este principalul punct, să zicem, pe ordinea de zi a guvernării, dacă manifestațiile vor atinge o culme și din ce am înțeles învățământul se pregătește de grevă și vor fi și celelalte sectoare, în stilul cunoscut din ultimile luni în care un pas în față, doi pe doi în spate, cam așa a făcut guvernul Grindeanu sau care guvern va fi, pentru că și Grindeanu era un alt subiect și Grindeanu se pregătește de plecare din câte se pare, se va retrage această lege, adică o să o îngroape în Parlament, eventual remaniază ministru și vom avea legea salarizării la anul următor sau peste 2 ani. Adică s-a mers pe principiul ăla în care spunea la noi nu e loc în casă, păi mai bagă și un măgar, mai bagă și un cal, ia să vezi atunci, e loc, vai de mine, murim! Păi ia scoate calul și măgarul să vezi ce bine e. Da, cam așa, cam așa vine da, treaba, cred că așa se va face. Adică pentru... vreți salarii mai mari? Ok, dar vă tăiem sporurile. Păi nu, mai bine rămânem așa. Ce am eu de apropo că suntem în lumea, în media, am avut câteva trusturi de presă, câteva publicații online și care și apar pe print. Și pe care îl spunem pentru că care, suntem care făceau, în întârziere. Au, în campanie au fost cu opoziția că nu se poate aplica programul PSD-ului de a câștigat.
Bun, toate bune și frumoase, trecură se instalară. Au stat oameni în stradă câteva luni de zile? Bun, că cu ordonanță... N-am avut buget? Da, cu ordonanță, cu toate chestiile astea. Acum ei cântă de luni de zile și tot ăsta, mamă ce rău este, că dacă s-ar aplica așa, se prăbușește țărișoara, că creșterea economică. Deocamdată creșterea economică este pe exact ce a anunțat guvernul. Ba din contră, este mai optimistă decât anunțase guvernul. E 5,7 și guvernul a mers pe 5,2. Da, dar am aflat de la niște meseriași că după creștere urmează coborârea. Totdeauna. Deci, cu siguranță, indiferent cât te-ai urcat, până la urmă tot cobori. Dar asta e altă treabă. Închidem emisiunea? Da, da. Așa am împăcat și puterea și opoziția, dragii mei. Votați pe cine vreți. Mulțumesc Cornel Șomucu pentru prezența în emisiune, mulțumesc și dumneavoastră, dragi spectatori, pentru atenție, la revedere!